Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Vă mulțumim că ați rămas cu Capital TV, Petroșan. În studiourile noastre se află trei invitați din partea Partidului Pro-România. Este vorba de doi invitați de pe meleagurile Aninosene și un al treilea invitat din municipiul Lupeni. Ca atare o să vi prezint pe fiecare. Este vorba de primul domn care e aici lângă mine, domnul Adrian Albescu, care candidează pentru funcția de primar al orașului Aninoasa. Bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Lângă dumnealui este domnul Stan Răducu, care candidează pentru funcția de consilier local din partea Pro-România. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara! Iar cel de-al treilea invitat nu mai are nevoie de prezentare, a mai fost în studiourile noastre de multe ori, este domnul inginer Ivănuș Nicolae, candidat la funcția de primar al municipiului Lupeni din partea Pro-România Lupeni. Bine, bună seara și bine v-am găsit! Bine ați venit sau ați revenit! Domnilor, discuția noastră va fi de data aceasta foarte alertă, concisă, ținând cont că suntem în ultima săptămână de alegeri. Dacă până acum am mai discutat de mere, de pere, de nu știu ce, suntem chiar spre finalul campaniei și cred că lumea din Aninoasa și respectiv lumea din Lupeni ar trebui să deja să-și cam aleagă candidații și preferințele. Iar dumneavoastră în această seară puteți ca să faceți o mică diferență, în sensul că puteți să atrageți cât mai mulți telespectatori să vină să vă voteze. Bun, domnule Albescu, legat de ultima săptămână de campanie, cum veți aborda, începând de mâine, până la final, această săptămână? Da, mai sunt câteva zile, chiar vreo trei, cred, dacă numărăm bine. Noi încercăm continuăm să transmitem cetățenilor faptul că doar împreună cu ei și cu votul dumnealor și prin asta îi îndemn să meargă la vot indiferent cu cine votează, vom putea face o altfel de administrație, una mai corectă, mai echilibrată, mai transparentă. Vă rog. Cum ați putea face treaba asta? Păi pur și simplu, având contact cu oamenii în primul rând și prin a vedea ce probleme au și prin faptul că ar trebui să știe poate mai mult și mai exact ce se întâmplă în primărie, ce se întâmplă în administrația locală în modul în general. Bun, domnule Ivănuș, vă iau acum și spre Lupeni un pic. Vă rog să-mi spuneți cum abordați ultima parte a campaniei. Deci vreau să fac un istoric acestei campanii până prezent. Un rezumat. Datorită situației atipice acestei campanii, eu am căutat să-mi transmit ideile și programul mai mult prin mijloacele mass media și online. Dar acum, tocmai ca să evit o problemă, ca să fiu izolat sau pe o perioadă mai lungă, cum au fost situații în țară și chiar și în Valea Jiului. Acum o să riscați. Dar, în schimb, începând de mâine, trebuie să recunosc că o să am un contact mai des cu alegătorii ca să văd ce întrebări au. Deci am avut multe întrebări și puncte de vedere pe online. Am răspuns, cred eu, la toate solicitările. Dar acum trebuie să recunosc că voi avea un risc. Dar voi folosi mijloace, deci procedura de izolare și voi folosi măști, dar voi căuta să am și contact direct cu alegătorii, mai ales în zonele care, din păcate, le-am neglijat în ultimul timp. Mai ales în zonele limitrofe ale municipiului. Da. Domnule Stan Răducu, n-ați mai fost la noi în studio, nu. De aceea v-aș ruga foarte pe scurt să vă prezentați pentru cei din Aninoasa care poate încă nu vă știu și să ne spuneți de ce ați ales Pro-România și echipa domnului Albescu. Mă numesc Stan Răducu,
inginer de profesie, inginerie civilă. Lucrez ca inginer în construcții la o societate comercială particulară. Ca inginer autorizat ISCIR și ANR la altă societate pe partea de verificare instalații sub presiune și instalații de gaze naturale. Căsătorit, familie, o fetiță din Aninoasa, născut și crescut în Aninoasa. N-am mai făcut politică, am intrat în echipa Pro România. Mi s-a părut o echipă unită, o echipă care vrea să schimbe ceva pentru Aninoasa. Și împreună cu dumnealor vreau să particip la această schimbare pentru orașul care de multe ori se spune în vale că orașul Aninoasa e orașul care nu se întâmplă nimic. Din păcate cam așa este. Să vedem, încercăm să schimbăm ceva. Adică mă gândesc la, am mai discutat cu domnul Albescu săptămâna trecută, mă gândesc la tineri. Da. Adică ei ar vrea și ei o viață în Aninoasa și e cam greu. Adică numai să stai în curte și să te plimbi, să mânci semințe pe bancă, e cam greu. Bun, domnule Albescu, o întrebare. Cum vedeți absenteismul ăsta? Dacă lumea nu vine la vot, puteți să tot faceți emisiuni și să stați de vorbă cu oamenii. Dacă nu vin la vot, lucrurile sunt foarte clare. Ce apel ați face dumneavoastră în legătură cu treaba asta și cum vedeți treaba asta? De ce nu vine lumea la vot? Să știți că și eu m-am gândit la asta. Și cred că poate fi o problemă, mai ales în această situație COVID-ul și mai, da. Cu COVID-ul. Prezența în general la vot este slabă, este undeva la 50, sub 50%. Da, 50 e mult. M-am vrut să fiu, da. Să nu... Da, corect. Continuăm. Da. Eu asta am încercat întotdeauna și de când fac politică am încercat să lămuresc oamenii și să le transmit faptul că cel mai important este să participi la vot, indiferent cu cine votezi. Pentru că dacă unul nu merge, celălalt nu merge, normal că iese până la urmă cine trebuie, pentru că cei care sunt înregimentați politic și cei care sunt disciplinați vor participa. Și dacă nu votezi pe nimeni, să zicem, anulezi buletinul, dar trebuie să transmiți un mesaj și autorităților. Pentru că noi încercăm, dar cu reprezentativitatea care este la momentul de față, nu prea e în regulă, pentru că și aceste alegeri care sunt dintr-un singur tur și se pare că nu vrea nimeni să le schimbe, este o problemă din punctul meu de vedere, pentru că luăm un oraș, un exemplu, nu-i mai dăm nume, care are 8 candidați la primar, dar poți să ieși primar cu 20%, da? Să admitem prin absurd că ceilalți fiecare iau câte 10, tu cu 20 ești primar. Și când vine toată lumea la vot. 20 din procent de 40. Când vine toată lumea la vot, am specificat, da. Ulterior. Că dacă discutăm de procent de 40, deja nu știu despre ce discutăm. Asta e marea problemă și nu la noi în vale. Eu zic că în toată țara este o problemă. Deci problema asta e... Ce părere aveți, domnule Rigonaș? Deci cum faceți să-i atrageți pe oameni? Auziți, o chestie foarte simplă. Acum vreau să reiau ideea spusă de Adi. Vis-a-vis de un tur sau două, luăm exemplul președinției. Da. Este nefiresc ca cineva să nu aibă majoritatea când este ales. Deci chiar dacă într-un singur tur nu ai majoritatea, sau așa era și legea și este legea și în alte țări ale lumii, dacă la primul tur este majoritate, nu se mai face al doilea tur. Deci, dar la al doilea tur ar fi majoritatea indiferent care rămâne din... Deci dumneavoastră predați pentru două tururi. Despre. Nu că e cea mai logică, măi, om, și mir că puneți problema. Deci pentru democrație, dacă au zis, dar nu... Uitați, primarii care sunt în funcție acum nu sunt de acord cu două tururi. Deci noi vorbim de democrație și vorbim de principii. Nu vorbim cine e de acord și cum de acord. Astăzi majoritatea care este la putere sau care este în Parlament deocamdată vrea să fie un singur tur. Tocmai de aceea noi suntem un partid nou. Și de un an de zile, spre exemplu, Valea Jiului
Eu zic că Pro-România prezintă o echipă foarte sudată în toate localitățile. Spre exemplu, eu sunt la a doua emisiune împreună cu Adi și totdeauna ne-am completat și ne-am ajutat. E ceva foarte fire să fie așa. Dar, din punct de vedere democratic, două tururi sunt... Corect. Dar până va fi... Deci, în programul Partidului Pro-România există și prevederea cu 300 de parlamentari, pentru că a fost un referendum și o inconștiență a clasei politice să nu aprob, de să nu e măsura legală prin modificarea Constituției să se schimbe legea ca reprezentarea în Parlament să fie cu maxim 300 de parlamentari. Nu vorbim că sunt economii, nu vorbim că sunt prea multe costuri de întreținere a statului, că e aparatul supradimensionat. Pe urmă, reorganizarea administrativă. Aparatul este foarte greoi administrativ. Deci s-a încercat de vreo două ori, dar majoritatea actuală, de aia a apărut și Pro-România pe partea stângă cu nou curent. Cum credeți că ea putea convinge pe oameni să iasă la vot în număr mai mare? Deci nu există noțiunea de, din păcate, aceasta e situația. Noi personal Pro-România nu am fost de acord cu aceste alegeri în aceste condiții. Dar a trebuit să jucăm pentru că suntem un partid și cu ocazia asta o să ne facem o evaluare și prin aceste alegeri locale vom conta. Deci până acum a fost un partid care este rupt din Parlament cu orientarea de stânga în jurul Victor Ponta. Acum vom intra, eu sunt sigur, în toate localitățile din Valea Jiului și în Consiliul Județean vom intra și vom fi reprezentativi, vom reprezenta ceva. De fapt, eu când am intrat în acest partid și am fost la începutul anului, în luna februarie, la Convenția Națională, unde s-a lansat manifestul partidului, se numește Manifestul 2020, de unde am preluat ideile care le-am menționat înainte, proiectul nostru este Victor Ponta președinte în 2024, când vrem să fim și la guvernare, să avem și majoritatea parlamentară. Și pașii cei mici încep cu aceste alegeri locale, apoi vor veni alegerile parlamentare și continuăm. În 2024 vor fi alegeri comune, parlamentare, prezidențiale. Așa se nimerește. Domnule Răducu, ce nu vă place la anii noastre? Hai să o luăm, să intrăm așa mai în miezul problemelor. Ce nu vă place și ca și consilier ați dori să schimbați? Sunt multe lucruri de rezolvat în anii noastre. Da, în primul rând, în general, eu zic că trebuie schimbat un pic mentalitatea și la oameni și referitoare la banii pe care îi alocăm pe toate proiectele. Adică de 30 de ani nu prea facem altceva decât să aruncăm un pic banii pe geam. Facem lucrări și proiecte doar pentru că vin alegerile, doar că trebuie asfaltat acolo, nu contează că e de proastă calitate sau că e prost făcută. Facem că la sfârșitul anului avem bani și trebuie să-i cheltuim, că așa ni se cere. Dar să nu rămână. Să nu rămână pe acolo. Nu, trebuie schimbat un pic mentalitatea. Adică să gândim un pic, sunt inginer de meserie, să gândim un pic un proiect de urbanism, indiferent cine vine, să se respecte, să se continue, să facem lucrările cum trebuie, de la început și până la sfârșit. Nu, astăzi asfaltăm, mâine spargem, băgăm canalizare, pe urmă apă, pe urmă gaz, pe urmă vopsim un bloc, îl anvelopăm, dar oamenii n-au apă, n-au canalizare în casă. Acum și proiectele astea vin așa, tam, vin așa, dar proiectele se fac. Și, nu, ai primit vina iurea, adică în loc să înceapă cu canalizare apă, au venit bani pentru drumul. După aia au venit bani de canalizare. Sunt de acord, dar se pot gândi metode. Întreagă nebunie. Dar, într-adevăr, dacă ar fi pe termen lung gândit ceva, trebuie gândit câțiva într-un... ani, atunci nu s-ar mai întâmpla chestii de astea. Da. Eu zic că asta putem schimba în primul rând. Să gândim un plan pentru dezvoltarea orașului împreună pe un termen lung. Și după aceea, oricine vine la primărie, că suntem noi, că vin alții, să respectăm și să avem o viziune totuși despre dezvoltarea orașului. N-am văzut asta de 30 de ani în anii noastre, vă zic sincer. N-am văzut un plan, n-am văzut o informare, n-am văzut nimic. Cetățenii nu participă la asta. Se iau decizii în primărie acolo și
bunerele oamenii le acceptă. Da, domnule Albescu, am rămas la programul nostru de data trecută și am rămas la chestiile de pe domeniul public, în prim plan. Și dumneavoastră văd că aveți câteva puncte interesante aici. Crearea unui serviciu public de administrare a cimitirelor. Oare e cazul la Ninoasa? Este adică, o problemă. O calitate mai mică. Este o problemă de când eram încă viceprimar în administrația 2012-2016. Este o problemă și cu asta, pentru că există anumite probleme acolo cu administrarea, cu întreținerea. Nu se întâmplă, bănuiesc eu și nu bănuiesc că așa este, nu se întâmplă asta niciunde în vale. Precum nu se întâmplă nici în Alinoasa. Se curăță cimitirul, eu știu, o dată pe an, înainte de 1 noiembrie. De luminație, da. De luminație și cam atât. Noi am avut probleme, noi am vrut, pentru că unul din cimitere, de fapt amândouă sunt deja pline și am încercat să facem, să alocăm o altă locație și chiar, dacă vreți să vă spun, chiar personal am făcut și proiectul, desenul, cam cum ar trebui să arate, dar din păcate nu s-a finalizat, nu s-a întâmplat nimic. N-a fost luat în considerare deloc? Sau... Ba da, până la urmă în Consiliu s-a aprobat, nu știu ce s-a întâmplat mai departe, eu am plecat de acolo, mă rog. Da, nu s-a rezolvat. Nu, deci... După aia, crearea de spații publice de parcare, asta e o problemă generală. E o problemă generală. La noi nu v-ați gândit că ar mai putea fi loc de parcări în anii ar putea fi câteva locuri. Și acolo e o problemă cu câteva spații. Locuri, câteva zone verzi care sunt și nu sunt zone verzi. Acum, da, ori, dacă ori le redăm... Dacă verde să faci parcare, sare lumea. Bă, absolut, absolut. Dar trebuie să ne ocupăm de ele în mod, zic eu, diferit. Care e zonă verde? Păi să fie zonă verde, nu e zonă verde și parchează deci ar fiecare pe ea. Un puz, nu? Nu aveți. Absolut. Și aveți din câte știu eu, nu este. Asta e problema. Este unul foarte vechi care n-a fost actualizat. În altă ordine de idei... Și ați identificat câteva locuri de parcare? Puteți să ne spuneți aici? Sau? Chiar rămâne? Sunt. Chiar și în zona de centru sunt câteva locuri unde se parchează aiurea. Se parchează dar pe stradă. Dar care e păi, acum depinde cum vezi lucrurile. Lumea spune centrul la zona unde este primăria și nu blocurile e. Imediat următoare. Există... Spuneți blocurile de la Iscroni, centru. Păi, acum da. De sunt asta și blocurile de la Iscroni. Nu știu dacă... N-aș putea să deci, stabilesc eu care este un oraș centru. Cu două centre. Normal, centrul se numește zona de sus, da. Aninoase, da? Există niște zone nefolosite, există... Deci în centru ați identificat noastră că ar mai fi. Sunt câteva locuri și care sunt... Și a treia, ca să nu monopolizăm față de colegi, parteneriat cu CNAIR pentru construirea unui sens giratoriu de testăția de la Iscroni. Și asta pare interesant. Câțiva ani, de fapt, din 2012... Asta cred că ar ajuta toată Valea Jiului. Este o problemă. Din 2012, când, sau 13, nu știu când s-a început reabilitarea DN66 și 66A, da? Eu am fost reprezentantul primăriei la momentul ăla în discuțiile cu CNAIR-ul și n-am reușit să-i convinc că eu așa știam că, de fapt, acolo ar fi fost în proiect un sens giratoriu. La momentul acela s-a spus că nu e traficul suficient de mare. Eu, sincer, eu le-am... și răspuns, pentru că tot atunci erau în discuții și este în discuție mai departe drumul spre Herculane. Deci traficul ar putea fi destul de mare și este și la momentul acesta. Sunt și în zonă acolo la blocuri, la Iscroni și acolo este o problemă să ieși. Și acolo trebuie rezolvată problema. S-a rezolvat, să zicem, parțial, s-a pus o oglindă care nu reflectă realitatea și te trezești cu mașina, lângă tine. Mașina din stânga că se urcă pe tine. Deci sunt câteva probleme care trebuie insistat pe ele ca să le putem rezolva. Da, restul, și eu zic că se poate. Deci sunt lucruri care nu sunt povești, nu sunt vise. Reamintim ce am vorbit și data trecută, dar pe scurt, spații de recreere, locuri de joacă, la fel, acolo se mai poate lucra. Cu mediul privat, copiii tăi vor avea unde munci. Aici cu copiii vor avea unde munci... Ar fi o discuție de 3 zile. E o discuție, da, la nivel general, național, să spunem. Noi avem o firmă destul de puternică, care chiar
E o firmă fruntașă în județ, din câte am înțeles eu, care se ocupă de confecții metalice în general. Și noi am mai avut discuții la un moment dat să încercăm să facem chiar o școală profesională în sensul ăsta. Da. Să trecem la Lupen, la domnul Ivănuș. Cu dumneavoastră am discutat partea de învelopare a acoperișului liftului subsoluri, dar n-am discutat de colectarea selectivă a gunoiului menajer ce l-aveți aici în program și aș vrea să ne spuneți câteva vorbe legate de asta, ecologizarea albilor, puraielor și jiului de vest, foarte interesantă și asta, și mai ales reînființarea asociațiilor de locatari. Aș vrea să mai reamintim o dată că aici am avut o discuție și aș vrea să mai continuăm cu... Pentru că, părerea mea, că aceste proiecte europene fără asociații de locatari nu există. Deci prioritatea numărul unu a mea, asta va fi. Și eu îmi iau angajamentul și garantez că maxim 3-4 luni de zile vor exista asociațiile de proprietari, de fapt, foste de locatari la blocuri. Deci asociații de proprietari, am gândit un proiect, 18 asociații de proprietari, deci și la case și la bloc. Pentru că e singur, vis-a-vis de infrastructura, îmbunătățirea sau atragerea fondurilor europene pentru blocuri, pentru anvelopare, pentru acoperiș, care trebuie schimbat, am vorbit data trecută, importanța sau necesitatea, obligativitatea. Cu acoperișurile, clar, sunt și în Lupen, ca și în Petrila, inclusiv, ca și în Aninoasa, totuși, în Petrila am văzut că au fost reabilitate câteva. Deci câteva, cu... dar mai sunt multe nereabilitate. O chestie la care țin mult lifturile de la cele 16, chiar dacă în 4 ani de zile nu s-ar realiza toate, dar 16 blocuri în Lupeni. Deci numai prin aceste asociații se pot accesa fonduri europene, prin asociațiile de proprietari, ca să fie o anumită cofinanțare a proprietarilor, să-și aducă contribuția și primăria, eventual, și Compania Națională de Investiții sau altă procedură. Da, veniți-vă că locatarii din cele 16 blocuri, și am mai zis-o, cred că la o emisiune, chiar că fac turism alternativ, că scrie aici, apropo, deci, adică zilnic să urci de la etajul 6 în sus este, mai ales că sunt 3-4 ori pe zi. Sunt pensionari, sunt oameni care deja au anumită vârstă și preferă să rămână în casă, să le aducă altcineva cele necesare decât să coboare. Deci sunt situații din acestea care știu. Să revin vis-a-vis de colectare, să fiu foarte important. Colectarea selectivă, deci încă o dată să repet, sistemul de integrat de management al deșeurilor a fost realizat în urmă cu 4 ani. Da. În și noi am ultimii 3 ani, și noi ca țară am semnat, se desfășoară foarte bine în județul Hunedoara, dar se pot reduce costurile. Și asta numai prin colectare selectivă. Nu are rost să vorbim ce foloase sunt din punct de vedere al costurilor. Avem obligativitate. Da, și spus, ca țară am semnat acordul, deci, și vor urma și penalitate și reducere de costuri. Dar asta se poate face în, inclusiv în județ. Este realizat în partea de nord și de centru, că sunt împărțite mai multe zone. Acest proiect, operatorul are o contribuție foarte mare, deci și operatorul, și autoritatea locală, și beneficiarii trebuie să-și aducă contribuție. Cum se poate face această contribuție? Prin control, prin regulament și control. Într-adevăr, sunt 43 de puncte de colectare a deșeurilor menajare, au fost amenajate, pe urmă reamenajate, deci de două ori au fost, arată corespunzător din punctul meu de vedere, dar trebuie făcut pasul următor pentru colectarea selectivă. La case trebuie oferite recipienții pentru colectare selectivă. Adică plastic, hârtie... Trebuie să fie un recipient, să nu zic un tomberon, special pentru fiecare produs. Și colorat diferit. Deci procedura este foarte clară, se poate urmări, este și directivă europeană, trebuie doar respectată și totul trebuie să pornească de la operator
și la credeți că cel care a delegat serviciul. Se va putea este implementa ușor de în Lupeni? Sau trebuie foarte multă muncă cu populația, deci, discuții? Nu se poate decât prin control. A, dumneavoastră credeți că cu măsuri. Deci controlul, că e preventiv, că e constatator. Absolut orice domeniu poate fi îmbunătățit prin control. Deci disciplina în construcții, disciplina de calitate, serviciilor prestate. Acum nu degeaba ați lucrat la mine pe funcție. Nu contează, eu vorbesc, că știu că avem organisme de control, haideți să ne gândim, în toate domeniile avem. Avem și curte de conturi, avem și inspecția muncii și inspectorat de stat în construcții, avem și mediu, controlul de mediu. Și lege care nu se aplică? Nu, trebuie făcute, nu mai merge. Și acum ajungem la ecologizarea albiei Jiului de Vest, pe care îl văd ecologizat de la Urican până la Aninoasa și se poate face cu ajutorul Agenției Apele Române și autoritățile locale, inclusiv Aninoasa, Lupen, Vulcan. Deci primăriile, da? Deci trebuie ecologizat, îndepărtate toate construcțiile ilegale. Aici e mai greu. Nu, domnule, trebuie. Nu mai e greu. Eu uitați, știu că trebuie. Da. Deci, eu zic în campanie electorală, toată lumea se ferește și preferă să lase un om cu un cotez să crească două găini sau un porc când nu merită. Chestia asta cu să nu mai fie pe marginea jiului construcții, deci, o aud în fiecare, la fiecare patru ani. Ați auzit-o la alt da, candidat auzit-o. Acum? Da, nu acum. Acum patru nu, domnule, acum. Și tot nimic. M-ați înțeles? Da. Eu sunt sigur că știu ce șanse am pentru funcția de primar, dar Pro-România, în Lupeni, sigur va intra în Consiliul Local. Indiferent cine este administrația, aceste proiecte care le-am prins eu pe primar vor fi prioritate și stilul de lucru al nostru, sprijinim administrația, condiționând să realizăm aceste proiecte. Singurul primar bun care face treaba asta sistematic, odată la 10-15 ani, e Jiu, care se umflă și mai curăță din el. În rest, nimic. Deci, eu v-am spus, inclusiv albile păraielor din municipiul Lupeni, care le știți foarte am bine, înțeleg. Le-ați crescut acolo. O să discutăm... Mai vreau să... Da, vă rog. Vă rog. Deci voiam să revin și la turismul alternativ. Nu, asta vreau să lăsăm pe data aviatoare, așa. Ca să poată și domnul Albescu. Dar l-aș întreba înainte pe domnul Răducu. Domnul Răducu, colegul dumneavoastră vorbea mai înainte de chipzuirea banului, și dumneavoastră ați vorbit de o mai mare transparență, de nu știu ce și nu știu cum. Credeți că dacă echipa noastră va veni la primărie, lucrurile astea se vor rezolva? Veți reuși să le rezolvați? Sau rămân așa chestiuni de campanie? Nu, eu zic că se pot. Sunt lucruri care se pot rezolva. Deci pe oameni ți-ai lămurit. Da, pe oameni. Asta le spunem oamenilor și când mergem în campanie, nu aici la televizor. Sunt lucruri care se pot rezolva. Nu ne-am propus acolo să facem nu, un program pentru... Programul e decent, pentru... ca și la domnul Ivănuș, adică nu-s lucruri de nerealizat sau nu vorbește că face, știu eu, mută gara de pe o parte pe alta sau știu ce alte năstrușnicii am mai auzit în campanii. Noi suntem hotărâți să începem un program de dezvoltare și să-l ducem la sfârșit dacă putem tot noi, dacă nu cineva a venit după noi. Să ducem programul ăsta la sfârșit. Asta vrea să înțeleagă toate partidele și toți cei care trebuie să conducă un oraș. Trebuie să facă programe, lucrări și tot ce ține pentru interesul oamenilor, indiferent de culoarea politică. Domnule Albescu, între 2021-2027 vor intra foarte mulți bani europeni, dar pe proiecte clare și integrate, adică însemnând proiecte. Nu vorbim de nu știu ce proiect micuț, nu știu. Proiect integrat înseamnă că atinge mai multe localități, merge pe mai multe falii și așa mai departe. Credeți că veți putea, dacă lumea vă va acorda, bineînțeles, votul, veți putea să faceți față
făcând aceste proiecte europene să apară, să fie implementate la Animoasa? Da, sigur că este unul din, din punctele pe care ne dorim să le, sau din obiectivele pe care ne dorim să le atingem și prin asta... Sunteți pregătiți de asta? Acum suntem pregătiți noi ca persoane, noi ca și candidați. Noi am spus-o și cu siguranță, dar pentru asta avem nevoie de un serviciu specializat, exact. Cu niște oameni calificați. Păi eu zic că deocamdată nu. Aici se poate lucra. Deci este oameni care puteți să... Eu zic că și dacă noi avem la momentul de față, dacă facem o, o administrație transparentă și corectă... 2021 imediat. Este aproape, este aproape și se pot aduce oameni. Dacă este nevoie, dacă n-or fi și existând până la urmă. Că eu nu sunt acum în administrație, s-au făcut angajări. Posibil să fie copii tineri și acolo, oameni tineri care se poate face. Dar dumneavoastră că personal trebuie cumva structurat. Eu personal? Adică v-ați mai documentat, ați încercat în, să mai... În mare parte da, pentru că până la urmă și eu sunt o persoană ca oricare alta și poate mă interesează și pe mine ca privat atragerea de fonduri și ăsta eu zic că este un punct nu chiar bine atins la momentul de față, să zic așa, la care se poate lucra. Adică încă nu există destul de experiență. Exact. Deși exact. Primăriile au mai făcut, au mai lucrat cu proiecte europene. Unele și da, unele persoane nu. Private avem câteva care chiar unele au da, unele nu, noi avem domnul chiar... Domnul Ivonuș are la Lupeni, o persoană care a venit aici, fermier, prin proiect european frumos. Da, la noi încă încă batem pasul pe loc, să zic așa, într-un cuvânt. Se este poate... un proiect european implementat la Animoasa? Din câte știu eu, nu. Niciun... La momentul acesta, nu. Din câte știu eu. N-aș vrea să... De asemenea, mai sunt probleme... Erau alea pe Banca Mondială... S-au făcut muzeu. Păi s-au cu mina muzeu am văzut și pe... Dar bani grei s-au dat acolo. Păi s-au și dat, dar... Ce-au rămas? Două construcții acolo. Două construcții reabilitate pe din afară, care la momentul de față sunt închiriate unui privat, pentru că am vrut să mai aducem ceva firme la momentul 2012-2013. Sau... Nu știu exact, au venit niște bani italieni grei. Și care au zis, dom'le, pare rău, dar... Deci ajungi din atâta bani să fie funcțional. Două clădiri și alea da, sunt... Nu, mă rog, nu știu, eu, din punctul meu de vedere, proiectul la momentul ăla nu era viabil. Asta s-a face în anilor 90. Da, din păcate, da. Sunt, sunt probleme, încă o dată, poate ne repetăm, dar probleme minore, zic eu, rezolvabile, fără foarte mulți bani sau cu bani cu care te descurci și la momentul de față. Astăzi, circulând pe străzi și mergând în campanie, să afli că există o stradă care nu se poate asfalta, că nu este prinsă cadastral. Nu apare. Aole. Nu înțeleg. Și mare, mică? Poate. Nu este foarte mare, dar locuiesc oameni pe ea. Corect. Și două case, dacă sunt, asta e. Sunt chiar mai multe. Nu, dar zic și da? Două, dacă nu e... administrația locală trebuie este să... Este o problemă. Da. Una din probleme. Sunt multe probleme. Impozite. Absolut. Da. Domnule Ivonuș, dezvoltarea turismului alternativ sună frumos aici ce spuneți. Aș vrea să văd cum vedeți, cum aveți viziunea asta dumneavoastră și legat de asta m-aș lega și de întrebarea care i-am pus-o colegului cu proiectele europene. Aș vrea să revin la întrebare. Cu proiectele europene, deci, da. În primul rând, Valea Jiului are o șansă deosebită în următorii 7 ani vis-a-vis de fondurile europene. Corect. Deci pe lângă accesarea fondurilor structurare de coeziune pe programe operaționale sectoriale și regionale, există și tranziția, platforma tranziția justă a zonelor carbonifere, care văd că fiecare evită să din ceilalți competitori ai noștri să spună cine a lansat. Deci să readucem aminte, doamna europarlamentar, comisar în acea vreme, în 2018, în septembrie 2018, a lansat această platformă. Am avut o discuție... Care acum e la dumneavoastră în partid. Este în partidul nostru, este Corina Crescu, vicepreședinte al partidului și a fost și în Valea Jiului și am discutat aceste aspecte și proiectul. Mi-a comunicat că aproape 2 miliarde de euro
se vor repartiza României în cadrul acestei platforme, iar pentru Vajdajiului s-ar putea 1,5-1,7 miliarde de euro dacă avem aceste proiecte. Dar în primul rând, a zis moțiunea, proiect integrat. Eu consider că marile sume de fonduri europene sau valori de fonduri europene care au fost folosite acum tot în proiecte integrate, gen extinderea rețelei apă și canalizare, reabilitarea stațiilor de tratare. Deci au fost sume foarte mari începând din 2007 până astăzi. Așa se alocă banii ăștia. Deci, mai ales că partidul nostru și-a propus reorganizarea administrativă, care și-au propus și alții, dar merge în sușire. Urma să vă întreb. Din 41 de în proiectul nostru, că aveți o în manifest, din 41 de județe, până în 2024. Deci ăsta e termen, să nu se gândească, ajungem noi, nu ajungem la putere. Acum ne intrăm. Dar în 2024 să ajungem la 15 județe, ca să creăm zone adevărate de dezvoltare, și din 3800 de UAT-uri să ajungem la 1700-1800 de UAT-uri. Gândiți-vă, încă o dată repet, eu sunt adeptul unei singure localități, lucru care l-am mai discutat. Vajdajiului. Cum se va numi, nu vreau să... Dar așa văd să fie, pentru că vă dau exemplu, Lupeniu are un buget de aproximativ 8 milioane de euro. Bugetul. Cu 1 milioane de euro ce poți să faci? Abia reușești să asiguri cheltuielile de funcționare ale primăriei și asistența socială. Pe când, dacă ar fi Valea Jiului, s-ar putea cofinanța proiecte reale, adevărate. Că, spre exemplu, ceea ce cunosc și știu bine, extinderea rețelei canalizare și apă, cofinanțarea este asigurată în principiu de Consiliul Județean, nu de APASERV. APASERV-ul are o cotă foarte mică, nu are posibilitate. Deci Guvernul României, pe fonduri europene, Ministerul Fondurilor Europene și sau Ministerul Mediului și Consiliul Județean, ce asigură cofinanțarea. Consiliul Județean 2%, valori mici. Dar la alte programe, cum v-am dat exemplu cu anvelopararea blocurilor sau tot pe fonduri europene, cofinanțarea este mult mai mare. Se ajunge la valori 40-50%. Deși acolo acum a scăzut la jumătate, să știți. Deci, după oricum, e o valoare mare, să fie și 25%, e foarte mult. Da. Să fie suportat de... Deci trebuie găsite soluții și sunt sigur că se vor găsi soluții prin parteneriate. Acum să revin la turismul alternativ. Deci, localitatea Lupeni a fost creată numai și numai prin mină. Mina se închide. Să nu zic că se auto-închide dacă nu e închisă la ora asta. Deci cei care spun că s-a aprobat, că mai sunt 4 ani sau 5 ani, zic povești pentru că n-au de unde să dea cărbune. Există zăcământul, dar să intri în el, să-l scoți, ca să pregătești sau să trebuie deschizi. Investiții. Trebuie niște costuri. Dom'le, trebuie niște costuri. Nu trebuie investit. Că investiții nu mai... Statul nu mai poate investi. Statul nu are voie decât să-și pună în siguranță zăcământul. Deci am terminat subiectul. Deci mina Lupeni nu este viitor să țină orașul sau municipiul. Și atunci altă alternativă, motorul actual, astăzi, cel mai valoros este stațiunea Straja. Orașul de sus. Stațiunea Straja, care a fost început ca un loc de recreere, deci n-a fost sistematizat, trebuie să se ia de la situația actuală și printr-un pus să coboare în jos către oraș. Pe spațiile care astăzi sunt al lui Ron Silva sau private sau al Obștei sau compostul Seratului, găsite soluții să coboare. A doua problemă, municipiul Lupeni, spre norocul lui, are disponibil sau va avea începând de anul viitor, în 2-3 luni se realizează această procedură, va avea disponibilitate pentru niște terenuri foarte mari. Deci e vorba de fostele sere, deci care înseamnă perimetrul de suprafață a minei Lupeni Sud, unde e vorba de 40 de hectare, apare inclusiv aplasamentul M. Bărbăten. Deci acolo trebuie găsit o soluție care să preie, deci ca valoare. Deci nu putem
Eu nu văd să vină un investitor să fac, dar are cum să preie. Și de aceea am gândit la nivelul unui parteneriat public-privat, în sensul că primăria oferă terenul, privatul să vină cu valoarea, inclusiv prin fonduri europene, da, prin cofinanțare, să se facă un parc tematic, am un proiect în sensul ăsta, care să ofere 1000 de locuri de muncă minim și în prima fază să fie, să se ajungă la 500 de turiști pe an. Eu am înțeles. Cu prioritatea de... parteneriat public, a zis. În momentul de față nu sunt clare normativele cu parteneriatele astea. În Lupeni există parteneriat public-privat. Există, nu? Există, dar nu sunt clare. Nu există clar. Nu e clar. Deci, sunt, adică, cred că, foarte mult spun de treaba asta. Dacă nu mă înșel, este de 10 ani. Ștrandul, da, din Lupeni este ani. Parteneriat public-privat. Deci ștrandul este în inventarul primăriei și împreună cu firma Comexim are parteneriat public-privat. Dar sunt foarte mulți care fug de aceste și piața, și piața este tot parteneriat public-privat. Nu? Da. Deci, din punctul meu de vedere, aceste parteneriate trebuie revizuite să fie în interesul cetățeanului. Deci, dacă am făcut acest parteneriat cu condiția să se desfășoare această activitate spre binele locuitorilor, inclusiv să atragă și turiști, da, trebuie să și fie corespunzătoare. Deci sunt niște cerințe. Bun. Haideți să îl întrebăm și pe domnul Albescu. Deci, ca să revin, deci trebuie căutată, și eu zic că asta e singura soluție cu un parc tematic, varianta de turism, de atragere de turiști în perioada martie-octombrie. Adică de vară, așa zis, nu doar iarna. Deci, atunci e acoperită și de iarnă, pentru că s-a încercat și în stațiunea Straiu și există posibilități, dar slab reprezentative pentru activități. Deci nu atrag turiști cât se desfășoară activități, tabere, anumite întreceri sportive. Câteva mii de copii au fost. Dar nu e... De unde mi-au venit ideile acestea? Deci am văzut Andorra, v-am mai zis și data trecută, sunt 84.000 de locuitori, e cât Valea Jiului, și 10,5 milioane turiști pe an. Nu vrem atât, dar dacă am ajunge un parc tematic, ar ridica economic toată Valea Jiului. Deci, acel parc tematic ar putea susține economic și să fie punct de atracție de turism, de toți, da, pentru toată Valea Jiului. Bun. Domnule Albescu, Anilasa turism zero. Deci zero, adică nu e început nimic. Nu... Anilasa... O chestie mică acolo, ceva să atragă... Este, nu știu, într-o zonă... Un monorai măcar. Care nu-ți permite foarte mult. Dacă ne gândim, a fost chiar o firmă care a avut la un moment dat și o pârtie, mini pârtie deschisă, spunem, dar altitudinea noastră nu ne permite, adică sunt undeva la 640 de metri. Da, aveți o zonă minunată, frumoasă. În perioada anterioară am avut, de exemplu, o delegație de la o firmă multinațională care ar fi fost interesați chiar să facă o legătură de la fosta mina Ninoasa pe vârful Cândet, cum se numește, care se unește cu Pasul Vulcan și cu Straja la un moment dat. Vedeți, ideea cu muzeul era extraordinară în Ninoasa. Era un început, era ceva, dar nu s-a mai realizat. Era un început, da. Trebuiau realizate multe alte probleme înainte. Lângă chestia aia se puteau face terenuri de sport, absolut, campinguri, absolut, știu eu, absolut. Ce... Trebuia rezolvată problema infrastructurii, trebuia, eu zic, din punctul meu de vedere, rezolvată în primul rând legătura cu Pasul Vulcan. Și cu Pasul Vulcan și cu trecerea înspre, de la Cheile Buții încolo. Mai de multe, ca să poți să... Ca un telescaun care să meargă de la Ninoasa la Pasul Vulcan. A fost o delegație cu care chiar m-am ocupat de ei, am fost cu ei prin zonă, dar nu, apar diferite probleme, diferiți, sunt mulți proprietari, ei nu prea vor să discute. Și asta e o problemă, zic eu, în toată Valea. Ei nu prea vor să discute cu
cu mai mulți proprietari. Pentru că intrăm în ultimele 5 minute, v-aș ruga pe fiecare dintre dumneavoastră, aveți cam un minut, un minut jumate, să vă uitați în cameră și să rugați oamenii să vă dea votul, să le explicați să vină la vot, că e important, mă rog, dumneavoastră știți mai bine. Încep cu domnul consilier. Mă numesc Stan Răducu, candidez la postul de consilier al orașului Aninoasa și pe 27 decembrie vă solicit încrederea. Septembrie. 27 septembrie. Da. Vă solicit încrederea și susținerea să ne votați. Dacă veți vota echipa pro-România Aninoasa, zic eu că nu veți fi dezamăgiți. Da, domnule Albescu. Da, eu aș vrea să transmit faptul că doar împreună cu cetățenii și cu votul lor putem să facem ce ne-am propus, adică o administrație echilibrată, corectă și transparentă. Putem să, până la urmă, să redăm Aninoasa copiilor noștri, să încercăm să facem și pentru ei ceva, că de multe ori toată lumea uită de viitorul nostru, de copiii noștri. De fapt, pentru ei noi trebuie să facem ceva ca să rămână Aninoasa ce a fost, să continuăm lucrurile bune și să facem în așa fel încât să fim mândri că suntem aninoseni. Eu sunt pro-aninosean, pro-România, pro-european. Da. Și părerea mea este că o localitate mică mai ușor poate fi modernizată și făcută așa cum trebuie decât una mare. Dar trebuie interes din partea tuturor. Da, domnul Ivănuș, vă rog. Eu vreau să transmit locuitorilor municipiului Lupeni, că organizația Pro-România din municipiul Lupeni, al cărui președinte sunt, prin oferta electorală pentru candidatura la primărie a prezentat o persoană competentă, cu experiență și cu disponibilitate la muncă. Lista de consilieri este, din punctul meu de vedere, și vreau să fie analizată bine de toți locuitorii, lista Pro-România prezintă oameni cu experiență, reprezentativ din toate zonele municipiului Lupeni și din toate categoriile sociale. Vă rugăm, votați Pro-România, votați pentru România. Da, domnilor, se încheie o săptămână, o zi de campanie grea, urmează alta mâine. Foarte pe scurt, mâine ce aveți în plan, domnul Ivănuș? Așa, unde vă găsește omul să stea de vorbă cu noastră? La ce oră? În Lupeni, unde vă găsesc mâine oamenii? Deci, dați-ne întâlnire. Voi fi pe stradă mâine, începând de mâine, voi fi pe stradă în fiecare zi. Unde vă o să vă întâlnească? Ce este tot. De ce să mă întâlnesc și cu alții? Se vede că n-ați prea făcut campanie. Păi nu, dar trebuie să... Deci, noi suntem un partid mic, ușor să cineva să... Nu, dar mâine, dacă oamenii vor să discute, deci vă întâlnesc pe stradă. Am înțeles. Noi zilnic suntem la orele 18 la sediul de partid. De partid. Care este situat la stradă și e vizibil. Domnule Albescu, mâine? Unde? Păi până la urmă ca în fiecare zi, în ultimele săptămâni, la vom sediu? Fi pe stradă. Noi nu avem sediu, suntem un partid relativ recent înființat, la nivel național și la nivel de Aninoasa, bineînțeles, dar suntem pe stradă, avem o echipă care locuiește în toate zonele din Aninoasa. Și este destul de ușor să ne vadă cetățenii, acum nu neapărat pe mine, Albescu. Echipa. Echipa Pro-România. Sau reprezentant al echipei vom fi pe stradă. Bun. Cu această emisiune se încheie. Vă mulțumim pentru că ați avut plăcerea să ne vedeți, să ne ascultați. Urmează o nouă oră de emisiune electorală. Rămâneți cu Capital TV. Mulțumim tuturor invitaților din studio. La revedere!